Zeci de mii de turiști își petrec vacanța pe litoralul românesc. Prețurile au început să scadă, așa că cei care au ales să vină la mare în această perioadă au găsit tarife mai mici decât în vârf de sezon. E ok. E destul de bine și ca preț și ok. Nu sunt prețurile așa cum... Probabil în partea de nord a stațiunii prețurile sunt mai mari, dar aici sunt rezonabile. Acum depinde și ce vrei să consumi. Un prânz, 3 persoane, 2 adulți și un copil, undeva la 170 de lei. Și cazarea cum e? Cazarea e ok. Suntem la un hotel, ne-am luat de vreo câteva luni, prețurile au fost ok. Cu mic dejun, totul bine. Față de acum 3 ani e același... Da, un pic mai scump acum că a crescut inflația, dar altfel tot la fel. Nu e acceptabil pentru perioada care e acum. Turiștii se pot caza în hotelurile din stațiunile litoralului românesc la tarife ce pornesc de la 35 de lei pe noapte de persoană. Prețurile față de vârful de sezon scad între 50 și 75%. Avem foarte multe rezervări pentru perioada aceea deja efectuate. În continuare, interesul este mult sporit pentru perioada de final a sezonului. De pildă, dacă în timpul sezonului o cameră la hotel de 3 sau 4 stele costa între 300 și 450 de lei pe noapte pentru două persoane, acum turiștii vor scoate din buzunar în jur de 150 de lei. Desigur, tarifele cresc în funcție de serviciile pe care și le dorește clientul. Ajung undeva la 150-160 de lei fără mic dejun, 190 cu mic dejun. Se adaugă fișa cont suplimentară dacă doresc să-și ia cum este inclus. Încep camerele să se ieftinească, da? Poate să ajungă o cameră în jur de 450 de lei pe noapte cu mic dejun inclus. Ne aflăm într-o cameră dublă standard la tariful de 530 de lei pe noapte cu mic dejun inclus pentru 2 adulți. Că prețul acestei camere va scădea cu 10%, prețurile pornind astfel de la 480 de lei pe noapte, cazare în cameră dublă cu mic dejun inclus. Majoritatea unităților hoteliere care urmează să scadă prețul la cazare este înscrisă în programul Litoralul pentru Toți, care teoretic ar fi trebuit să înceapă pe 1 septembrie. Însă o parte dintre hotelieri au furat startul. În luna septembrie am pregătit o ofertă de două nopți plus una gratuit. Astfel, din 4 septembrie până în 10 septembrie, tarifele pornind de la 845 de lei pe sejur, cu mic dejun și o fișă cont în valoare de 100 de lei. De la jumătatea lunii septembrie, prețurile vor scădea și mai mult. Sejurul de 3 nopți pornind astfel de la 640 de lei, la fel cu cazare și mic dejun, și o fișă cont în valoare de 100 de lei pe sejur. În program sunt înscrise deja 27 de hoteluri din toate stațiunile, iar patronatele estimează că se vor înscrie aproximativ 100 de unități hoteliere până la data începerii programului. Astfel, turiștii vor avea la dispoziție circa 10.000 de locuri de cazare pe noapte. Însă unii agenți de turism nu cred că vor reuși să le vândă pe toate. Pe litoral, acolo unde sezonul este chiar mult mai scurt decât în orice altă destinație din România, impactul este unul sever, ceea ce ne aduce o scădere dramatică chiar a numărului de vacanțe vândute și a numărului de camere de hotel ocupate pe litoral. Scăderea se datorează și începerii anului școlar mai devreme, susțin unii agenți de turism. Și asta pentru că, potrivit acestora, în această perioadă, cei mai mulți dintre turiștii care veneau la mare erau părinții cu copii.